Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Cristina Cioran s-a despărțit de Alex Dobrescu, tatăl fetiței. Vestea a șocat pe toată lumea, mai ales că în urmă cu câteva zile, bărbatul a cerut-o, din nou, de soție pe actriță. Anunțul că nu mai formează un cuplu a fost făcut chiar de partenerul vedetei. Alex a scris pe rețelele de socializare că el este fostul iubit al Cristinei Cioran. A se vizionat video cu o precizare. Sunt fostul iubit al Cristinei Cioran, a scris Alex. Se pare că ruptura dintre cei doi ar fi avut loc în urmă cu o săptămână. Adică la scurt timp după ce vedeta a fost cerută în căsătorie. Da, m-a cerut de soție. Acum de dimineață s-a întâmplat, la prima oră. Ca să nu cumva să mă gândesc prea mult. De dimineață a venit și a improvizat ceva, a venit la pat, mi-a adus niște flori. Nu mi-a oferit încă inelul, e comandat, mi-a dat doar florile, s-a mai întâmplat de multe ori să mă ceară, dar am decis împreună că nu are sens, că nu ne grăbim, că nu ne interesează asta acum, dar el își dorește foarte tare oficializare și de aceea. Spunea Cristina Cioran recent. Cristina Cioran vorbise despre a doua sarcină, dezvăluind că și-ar dori cel mai mult încă o fetiță. Pentru a afla mai multe direct de la vedetă despre această veste, urmăriți canalul. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.